Odată cu ridicarea stării de alertă a fost abrogată și ordonanța de guvern care interzicea debranșarea utilizatorilor de la serviciul de alimentare cu apă din motiv de neplată. În acest sens, toți clienții care înregistrează debite restante mai vechi de 45 de zile către SECE Apa Prod S.A. Deva sunt rugați să achite aceste debite în cel mai scurt timp posibil. Rugăm toți utilizatorii care au debite restante mai vechi de 45 de zile să le achite în cel mai scurt timp pentru a evita debranșarea. Factura de apă se poate achita la caseriile societății, online sau prin celelalte metode prezentate pe site-ul societății și pe rețeaua de socializare. Vă reamintim faptul că în contextul pandemiei de COVID-19, guvernul a decis amânarea operațiunilor de debranșare de la utilități până după încheierea stării de alertă, pentru că erau mulți cetățeni care profitau de această situație și nu își plăteau facturile. Autoritățile au decis în toamna anului 2021 să elimine interdicția de debranșare a clienților de la rețelele de furnizare a curentului electric și gazelor naturale, dar nu și la apă. Astfel că, după ridicarea stării de alertă din 9 martie, interdicția de debranșare de la apă și canalizare a dispărut. Debitele asociațiilor de proprietari, cât și al persoanelor fizice și juridice la apă și canalizare, sunt de câteva zeci de mii de lei.